Tatăl nostru, rostit de 100.000 de oameni în Piața Victoriei din Timișoara, în data de 22 decembrie 1989, un moment istoric unic și impresionant. La vestea că Nicolae și Elena Ceaușescu fugiseră cu un elicopter, pastorul Petru Dugulescu a urcat în balconul operei să le vorbească oamenilor despre sărbătoarea Crăciunului. Mulțimea scanda din toată inima, există Dumnezeu, iar rugăciunea Tatăl nostru a răsunat mai frumos ca niciodată. Oamenii erau liberi. Eroii nu vor muri niciodată, iar biserica va rămâne pururi un pilon de sprijin al societății. Românii au fost uniți atunci cu Dumnezeu în suflet. Dumnezeu să binecuvinteze România și poporul român. La Timișoara, pe 15 decembrie 1989, a început Revoluția. Scânteia s-a aprins la parohia episcopului reformat, Laszlo Tokes, a cărui evacuare era programată pentru acea zi. În ultima predică, pe 10 decembrie, Laszlo Tokes îi anunța pe enoriași de evacuarea sa forțată din vinerea ce urma. În jurul orei 8 dimineața au început să se adune oamenii, membrii bisericii mele reformate din Timișoara. Au înconjurat locuința, s-au adunat în fața ferestrelor mele și au exprimat solidaritatea și susținerea. Rememora acea zi episcopul reformat într-un interviu. La Timișoara sosește Denis Curie, secretar al ambasadei SUA, pentru a discuta cu pastorul. Laszlo Tokes spune că acesta fusese adus de securiști, însă presiunea oamenilor i-a făcut pe aceștia să plece. Erau aproape 100 de oameni după amiază la reședința lui Tokes. Seara, sosesc acolo primarul Petre Moț și Rotărescu, secretarul cu probleme organizatorice al Comitetului Municipal. Cei doi îi asigură pe pastor că nu va fi evacuat, scrie Europa Liberă. Sunt huiduiți de mulțimea care cântă Deșteaptă-te române și scandează anti-Ceaușescu. Pe seară, pastorul le spune să meargă acasă pentru că s-a ajuns la o înțelegere. Momentul este unul controversat, însă Tokes avea o explicație. Da, m-am speriat că nu aveam perspectiva unei finalități pozitive ale unui astfel de proces. Credeam că securitatea și organele de forță sunt invincibile. Nimeni nu se aștepta la o revoltă care l-ar putea detrona pe Ceaușescu și care ar putea contribui la căderea comunismului. La așa ceva nu m-am gândit. Eu am fost un oponent pașnic al regimului Ceaușescu și prin voia lui Dumnezeu am devenit un fel de catalizator al evenimentelor cu sprijinul întregii comunități care spre ziua a doua sâmbătă era absolut majoritară românească. Eram mișcătoare acea solidaritate care ne-a înconjurat. Era mișcătoare acea solidaritate interconfesională și interetnică, a declarat Laszlo Tokes într-un interviu în urmă cu câțiva ani pentru Gândul. Protestele au continuat. Revoluția din 1989 începuse la Timișoara. Tatăl nostru care ești în ceruri, fiindească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iată nouă greșeala de noastre, precum iertăm și noi greșitor noștri și nu ne duce, Doamne, pe noi în justiță și ne mântuiește de cerul rău, că asta este împărăția și puterea și măria a Tatălui ca Fiului.